PSD continuă să direcționeze fondurile publice pe criterii politice, acuză președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. Acesta susține că 80% din banii alocați de guvern prin Fondul de Dezvoltare și Investiții au ajuns la administrațiile publice locale conduse de edilii socialdemocrați. Potrivit deputatului Cristian Buican, banii nu vor fi utilizați pentru sănătate, educație, gaze, canalizare sau aducțiuni de apă, ci pentru asfaltarea unor ulițe. PSD-ul a făcut un fond de investiții subordonat Comisiei de Prognoză special pentru a-și rezolva problemele electorale. Am văzut o listă de localități care primesc fonduri prin această instituție și n-am regăsit acolo decât localității conduse de primari PSD. M-am uitat pe toate documentele acestei instituții, acolo există niște criterii de acordare a fondurilor, niște priorități de acordare a fondurilor și am verificat și domeniile care au fost finanțate în localitățile care au primit și am constatat că n-a nicio legătură. Toate documentele fondului se scrie că vor fi finanțate unității sanitare, vor fi finanțate instituții de educație și la sfârșit infrastructură de transport și alt tip de infrastructură, apă, canal și așa mai departe. Toate localitățile au primit bani pentru asfaltări de ulițe comunale. Asta înseamnă că au primit bani pentru cea mai mică prioritate pentru care s-a creat acest fond. Sunt bani dați electoral pentru a stopa căderea electorală a PSD-ului din ultima perioadă. Colegii mei de la nivel național au făcut o analiză a repartizării fondurilor pe întreaga țară și au constatat că 80% din fonduri au fost acordate primăriilor conduse de edil PSD-iști. La nivel de țară au fost finanțate 116 proiecte. În ceea ce privește județul Vâlcea, din cele 5 administrații publice care au primit finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, 4 sunt conduse de primari PSD și una de primar PER, precizează deputatul Cristian Buican. Media pe proiect să fie de 4 milioane de euro. Pentru ulițe? 4 milioane de euro, da, sigur că da, ceea ce ridică niște semne de întrebare în legătură cu modul în care vor fi cheltuiți acești bani. Dar la nivelul județului, niciun alt primar de la altă formațiune politică nu a depus un proiect, nu a solicitat fonduri? Toți primarii din județul Vâlcea au solicitat fonduri pe acest program. Din păcate, au primit doar 5 localități, toate susținute puternic de PSD. Toți primarii sunt prietenii ai domnului Costi. Deputatul Cristian Buican anunță public că va depune o interpelare la Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru a solicita criteriile pe baza cărora au fost aprobate cele 116 proiecte. Ulterior acestui demers, parlamentarul liberal va sesiza organele abilitate privind repartizarea fondurilor publice pe criterii politice.